Binecunoscuta actriță Maya Morgenstern vine în județul Hunedoara cu spectacolul Rude Pierdute de Nava Semel, iar scenografia aparține managerului Teatrului de Artă din Deva, Mihai Panaitescu, care spune despre spectacol că este un proiect extrem de important, dorit și așteptat. Spectacolul se naște într-un moment aniversar, sub semnul lui 75, trei sferturi dintr-un veac, 75 de ani de la nașterea statului Israel, 75 de ani de teatru evreiesc, de stat. La Deva, spectacolul va fi jucat în 12 aprilie, iar la Hunedoara în 13 aprilie. Mai avem un spectacol foarte, foarte interesant. De data asta este o coproducție, pentru că am mizat pe lucru cu artiști, hai să spun, a căror demers creativ, interpretativ poate spori șansele de succes a unui spectacol și scad posibilitatea unui eșec. În cazul ăsta este vorba de Teatrul Evreiesc de Stat din București, a cărui manager este doamna Maya Morgenstern, care și joacă în spectacolul nostru. Noi avem o coproducție cu Teatrul Evreiesc de Stat, se numește Rude Pierdute de Nava Semel. Premiera va fi foarte curând, în 12 aprilie la Hunedoara și în 13 aprilie, nu, mă scuzați, în 12 aprilie la Deva și în 13 aprilie ora 18 la Hunedoara. Deja biletele sunt, se găsesc pe Eventbook, au început vânzarea, se și vând deja. Scenografia semnată Mihai Panaitescu. Da. Da, într-adevăr, scenografia este făcută de mine. Cum a fost această colaborare? Cu scântei. Aoleu, scântei într-un sens pozitiv, pozitive, până la urmă, sper. Da, când, ce să spun, a ieșit totul bine, scânteile nu ies decât dacă se lovesc două obiecte contundente tari, că dacă zmoi, nu se întâmplă nimic. Și, dar a ieșit foarte bine.